Durere fără margini în familia Bud. Fotbalistul echipei FC Bihor, Cristi Bud, alături de soția sa, trec printr-o dramă de neimaginat. Cei doi soți nu mai au liniște de când băiatul lor s-a stins. Atacantul și-a îngropat pe 3 mai copilul. Micuțul s-a născut pe 26 aprilie la Clinica de Obstetrică și Ginecologie Bega și a murit la 4 zile de la naștere, pe 30 aprilie. Fiul lui Cristi Bud a venit pe lume perfect, sănătos, susține Mihaela Bud într-o publicație națională. Soția fotbalistului a ieșit în presă cu declarații în care se plânge de condițiile pe care le-a întâlnit în maternitatea din Timișoara. Niciodată nu s-a descoperit vreo problemă la copil și nici nu s-a suspectat ceva rău. Deși am avut o sarcină normală, am decis să nasc la stat, în ideea că cine știe, Doamne ferește, avem nevoie de ceva. În urgență și cei de la privat nu sunt așa de dotați. Tot ceea ce am avut parte a fost un tratament dezumanizat, condiții mizere, personal dezinteresat și medici care au reacționat abia după ce au aflat cine e soțul meu. Sâmbătă au spus că moare, că nu mai are șanse și că nu au medicamente, că e în stare comatoasă. Asta a durat până marți. M-au lăsat singură și nu au permis niciunei rude să vină să mă ajute până sâmbătă seara târziu, când au aflat cine e Cristi, soțul meu. L-au luat din nou și după 2 ore mi-au spus că e grav, că nu se poate adapta la mediu. Micuțul avea hipertensiune pulmonară, declară purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean. Vă explicați decesul copilului lui Cristian Bud, fotbalistul de la Bihor? Din primele informații pe care le avem în acest moment, este un caz medical. Copilul avea hipertensiune pulmonară. Din nefericire, un sfârșit tragic. Din informațiile pe care le avem noi de la medici, avea hipertensiune pulmonară. Mai multe nu pot să vă zic în acest moment. L-am solicitat și noi o notă explicativă pentru a se vedea exact ce s-a întâmplat. Pe adresa televiziunii noastre am primit o serie de fotografii făcute într-un grup sanitar din maternitatea Bega. Imaginile vorbesc de la sine. Condițiile de la maternitatea Bega s-au îmbunătățit vizibil în ultimii ani. Fotbalistul a fost prezent pe teren la meciul dintre Bihor și Târgu Mureș. În semn de doliu pentru coechipierul lor, întreaga echipă a jucat în echipament de culoare neagră.